o parte din carte este real, partea de început, să zicem așa, în care pleacă omul și se întoarce pisica și toată povestea care este până la momentul ăla a fost cât se poate reală. Restul este o poveste imaginară, dar tot ce se discută în cadrul povestii astea este foarte real și este o îndrumare cât se poate de la obiect și simplă. Este o, să zic așa, o simplificare a căii directe. Căii directe din Advaita, care se bazează pe descoperirea, să zic așa, remarcarea unui fapt extraordinar. Că nimic nu apare, niciun obiect nu poate apărea fără simțul care îl percepe și nici obiectul și nici simțul respectiv nu apar dacă nu suntem conștienți de ele. O să vă spun de imediat de ce am zis obiect și simțul care îl percepe, pentru că mi se pare obiectele astea foarte reale și foarte materiale. Numai că prin vedere noi nu putem percepe decât lumină, prin simțul tactil nu putem percepe decât senzații tactile de rugozitate, de temperatură, de umezeală, de, în fine, senzații tactile într-un termen generic. Prin auz nu putem percepe decât sunet, din miros, mirosuri și prin gust, gusturi. Da. Și atunci de ce credem că ceea ce atingem e ceea ce vedem? Sau ceea ce vedem e ceea ce auzim? Cumva cineva combină chestiile astea într-un obiect cât se poate de concret. Și combinația asta se face pe baza experienței și pe baza recunoașterii. Pentru că dacă nu aș recunoaște un obiect, nu aș spune nimic despre el. Dar dacă recunosc, de fapt acum mă identific cu mintea, că eu nu recunosc nimic, mintea recunoaște pentru mine. Dacă recunosc, știu ce. Și încep să-i descriu și caracteristici și tot felul de chestii. Cu toate că la orice ne-am uitat, puteți să vă uitați la absolut orice în jur. Dacă nu lăsați mintea să intervină, ceea ce vedeți nu are nicio caracteristică. Toate caracteristicile le adaugă mintea. Dar să trecem peste asta, să revenim la carte. Asta o să discutăm mai încolo, dacă vreți discuții libere. Deci am schimbat titlul la carte. Am presa că moartea asta e cam luată în prea tragic. Adică toți, când ne gândim la chestia asta, unii dintre noi își pot să-și imagineze, alții se îngrozesc, alții trec și ori. Dar până la urmă, ce e moartea asta? Ce e așa de tragic în ea? Că știm de când venim aici că ea apare. Nu? Și dacă apare, de ce să fugim de ea? În loc să înțelegem, să vedem ce e. Au fost foarte multe cazuri de morți clinice, de experiențe în apropierea morții și de așa, pe care oamenii l-au descris și majoritatea celor care ar fi trebuit să perpetueze chestia asta, adică să ducă informațiile astea la cunoștința celorlalți, l-au luat ori în râs, ori au zis că oamenii au avut halucinații și ce halucinații când, clinic vorbind, persoana respectivă era moartă, creierul nu mai era funcțional, creierul care se presupune că e sediu minții, da? Bun, dacă creierul nu mai era funcțional, atunci ce funcționa? De omul ăla a putut să-și vadă corpul, a putut să vadă ce se întâmplă în continuare în jurul lui, așa a început să vadă lumina, a început să vadă persoane care plecaseră din visul ăsta și reapăruseră în visul care a urmat plecării lui de aici. Chestiile alea cine le proiectează, dacă nu, tot mintea. Deci mintea nu are nicio treabă cu creierul. Și de ce nu are nicio treabă cu creierul? Pentru că dacă suntem în vis, acum, haideți să facem o convenție. Când sunteți în starea asta, referiți-vă numai la starea asta. Când sunteți în vis, referiți-vă numai la vis. Nu apreciați o stare din perspectiva altora, pentru că asta e cea mai mare înșelătorie. Vă păcăliți singur. Deci o stare nu poate fi apreciată decât prin ea însăși. Adică visul nu poate fi apreciat decât ca vis. Somnul profund nu poate fi apreciat decât ca somn profund. Fără să le comparăm cu starea de veche, pentru că ne păcălim singuri. De ce? Într-un vis poți să trăiesc o viață întreagă, da? E foarte real cât sunt în vis. Nu cred că e cineva care să considere visul, când se transpune în el sau își aduce aminte de un vis real, că visul respectiv a fost real. Îl consideră așa când iese din el, nu? Când mă trezesc,
Zic că am visat. Și normal că a dispărut tot. Dar când sunt în vis, unde e lumea? Mai e? Cunoașterea directă sau calea directă se bazează numai pe ce poate observatorul să observe, fără să ia în considerare declarațiile altora, fără să ia în considerare intervențiile minții și alte chestii care sunt indirecte. Și asta înseamnă cunoaștere indirectă. Deci ceea ce e relatat în carte și învățăturile care sunt trecute acolo sunt foarte simple, le-am simplificat. În momentul în care înțelegi ceva, e foarte ușor să simplifici. E mai greu când abia ai înțeles cum a fost asta, nu asta. Da? Copilul mării. Aici e cea mai completă învățătură a căii directe, dar am și complicat, că eram la început, să zic așa, dar abia înțelesesem despre ce este vorba și înțelegeam să încercam să descriu ceea ce sunt și cel care observă experiența vieții așa cum înțelesesem eu, dar nu găseam cuvintele. Și când nu găsești cuvintele, e posibil să scoți niște expresii cam complicate și cam greu de priceput. Ceea ce mi s-a și spus, dar în fine, asta e. În schimb, cartea asta nouă este cât se poate de simplă. E ceva mai simplificată decât asta. Metodele de a vă îndrepta către adevăr sunt mult mai simple și mult mai pe înțeles. Destul de ușoare. De ce vă zic către adevăr? Că singurul adevărat este fiecare dintre voi care este observatorul propriei vieți. Eu văd viața din punctul meu de vedere. Și eu sunt observatorul propriei mele vieți. Dar fiecare dintre voi sunteți, la fel ca și mine, observatorul propriei noastre vieți și nu sunteți separați în niciun fel. Haideți să revenim la vis. Sunt în vis, visez o viață întreagă, trăiesc printre o grămadă de persoane, unele apar, unele pleacă, așa, cu unele sunt în relații bune, cu unele sunt în relații rele și la un moment dat termină visul. Ce mai rămâne din ea? Unde sunt eu, cel care aveam un corp în visul ăla? Unde sunt ceilalți care tot așa aveau niște corpuri în visul ăla? Și unde e decorul? Că nu mai ești decor. Ți-a dispărut complet. Da? Fără ca nici măcar să lase o urmă. Decât un gând amintire care presupune că și-ar aduce aminte de visul respectiv. Dar ca să văd dacă gândul ăla este exact sau mă pot încrede în el, ar trebui să iau visul, să-l aduc înapoi și să-l compar cu filmul pe care mi-l prezintă gândul ăla. Nu spun niciodată să fac chestia asta. Asta am vis. Dar în viața asta putem să facem asta. Putem să aducem un eveniment trecut în prezent să-l comparăm cu amintirea despre el. Nu. Și oricând ne-am chinuit, nu putem. Dacă înregistrăm, cum face dânsul, da, ne gândim că redarea video sau fotografiile arată într-adevăr evenimentul trecut. Posibil. Dar vă spun că nu e așa. Și vă puteți convinge singur dacă nu faceți, dacă nu vă lăsați în joc cu minții și vă dați seama că nu puteți vedea decât culoare, lumină, să zicem. Dar e greu de lucrat cu termenul ăsta, cu termenul lumină, pentru că e un termen generic. Și atunci încercăm să folosim primul concept mental peste lumină, care e culoarea. Da? Și nu putem auzi decât sunet. Da? Și niciun caz nu putem vedea sunetul sau auzi culoarea. Deci fiecare simț își face treaba lui cu obiectul propriu al simțului respectiv și cineva le combină într-o chestie materială și spune, ăla e un film și în filmul ăla mă văd eu. Sau voi sau... Da. Dacă mă uit la oglindă, ce văd? Niște culori. Copilul până nu se cunoaște forma, să zicem așa, în oglindă, se consideră că nu are personalitate. După aia, adică după ce mintea și-a făcut bine temele și l-a păcălit și pe el, se consideră că are personalitate. Da? Nu e așa. Mi se pare că, de acum revenind la cartea asta, mi se pare că din viețile trecute nu ne mai aducem aminte de nimic și venim în altă viață. Cu toate că nu venim în altă viață, este un alt vis pe care mintea îl proiectează și că din visul trecut nu mai ține minte nimic. Adică din viața anterioară nu mai ține minte nimic. Greșit. Copilul, până când își recunoaște forma oglindă, are o droaie de amintiri pe care el încearcă să le spună
Cine nu le ia în seamă, ce copil. Eu țin minte de la fiimea că avea o frică extraordinară să treacă cu mașina peste poduri, de nu știu câte ori am oprit mașina ca să nu trec peste pod cu ea. Da? Și a trecut încet și nu se mai uita înspre lateral, unde se vedea apa. Deci probabil era o chestie care a influențat-o foarte mult. Nu se juca cu căței mici. Ea avea o frică obsesivă de căței mici. De căței mai n-avea nicio treabă. Da? Să suia pe ei. Dar când vedea cățel mic, chiar aici stăteam aici pe Muncitorului la un apartament la parter și o vecină avea un câine fioros așa, portocale mare. Foarte fioros. E, când l-a văzut fiimea de frică, a ușut să fugă și a venit într-un boschete. Și era mică, avea vreo 2 ani și ceva. Și nevastă mea tot timpul încerca să-i explice că nu e așa, că nu e așa, că nu e așa. Nici eu nu pricepeam pe atunci foarte bine despre ce e vorba. Dar acum îmi dau seama că ea a venit cu niște amintiri din visul anterior, pe care noi, ne lăsând-o să le releve și să revină înapoi la experiențele alea, probabil s-au pierdut și s-au dus. Dar sunt niște cărți și cei de la Editura Madman au scos o carte prin care un copil și aduce aminte cât se poate de bine o viață anterioară în care fusese pilot și a fost doborât și aduce aminte și de unde s-a născut și unde a trăit și obiectele pe care le-a avut. Nu știu cum îi zice, eu cred că o are Adela pe acolo pe raft, da. Dar hai să vedem ce sunt viețile astea. Că mi se pară foarte reale, că sunt obiecte materiale, sunt ființe, sunt o droaie de chestii în visul ăsta, da? La oricine am uitat, dacă am dat la o parte toate caracteristicile, și puteți să vă dați seama ușor care sunt caracteristicile, pentru că dacă priviți un obiect sau o persoană sau orice altceva, în momentul în care închideți ochii, caracteristicile apar fără să mai fie văzut obiectul respectiv. Da. Și atunci tot ce apare când, referitor la un obiect, când aveți ochii închiși, înseamnă că sunt influențe mentale. Dacă le dați la o parte și priviți după obiectul, deschizând ochii și făcând abstracție de toate caracteristicile, vă dați seama că nu are nicio caracteristică. Obiectul respectiv e pur și simplu oculare, prin vedere. Dacă îl atingeți, o senzație tactilă. Dăm la o parte tot, da? Nimeni nu are nicio caracteristică, dar puteți să spuneți că nu există? Nu. Deci ceea ce observăm există. Dar nu are nicio caracteristică. Există pur și simplu. Există așa cum există și observarea, pentru că observarea nu poate fi separată de observat. Și observarea, mi se pare nouă, că este făcută de un observator. O persoană care observă. Pentru că așa s-a învățat mintea. Mintea nu poate concepe un fapt fără o persoană care să-l facă. Adică nu poate concepe o acțiune fără cineva care acționează, nu poate concepe o observare fără cineva care observă. În fine. Dar în momentul în care sunteți concentrați la ceva și faceți o chestie, fiind foarte absorbiți de treaba respectivă, dacă reveniți la o experiență de genul ăsta și vă transpuneți în ea, vă dați seama că în momentul în care se face acțiunea, nu e nimeni care să o facă. Ăla care o face apare după ce se încheie acțiunea, mintea se bucură sau se întristează de ce a ieșit și își arogă dreptul. Eu am făcut asta. Da, e cam hoață, că în momentul ăla nici nu era prezent, ego-ul nu era prezent în momentul acțiunii. Acțiunea se desfășura de la sine. Când sunteți absorbiți complet în ceva, nu contează dacă se face sau nu ceva, într-un răsărit de soare, într-o experiență deosebită, într-o meditație transcendentală sau, da? Ea se face de la sine. În momentul în care s-a terminat, ego-ul își arogă meritele. Eu am făcut asta. Nu era acolo. Era acolo. Deci ăsta e un intrus care vrea să bage peste tot și să-și aroge o chestie pe care n-a făcut-o el. Sunt mulți care au... Bine, sunt și mulți îndrumători care ne spun că ne învață să scăpăm de ego sau să ucidem ego-ul sau, în fine, au o droaie de termen din ăștia. Cum facem asta? Ego-ul e minte, nu? Ego-ul e mintea, este mintea care își arogă niște acțiuni. Și cum ne luptăm cu el? Nu cumva tot de la nivelul minții? Adică este lupt cu cineva de la nivelul ei, de la nivelul lui. Și cineva ăla este destul de bine antrenat și foarte subtil. Are o droaie de metode prin care se poate reface, se disimulează și iar apare sub orice altă formă
și nu sub cea pe care l-am descoperit noi. Dacă putem vreodată să-l învingem, să învingem ego-ul, cred că ne luptăm cu mâinile de vânt. Nu o să putem niciodată să facem asta. Dar putem să scăpăm de el în momentul în care vedem că e un coț și că el nu există. Cum sunt situațiile de genul ăsta? În momentul în care vă dați seama că ego-ul nu există decât ulterior unei acțiuni și nici n-a fost implicat acolo, el nu mai are nicio putere asupra voastră. De cum erau vrăjitoarele, dacă țineți minte, acum câteva sute de ani, în momentul în care lumea a început să le ignore, el n-a mai avut nicio putere asupra lumii. Atunci vrăjitoarele n-au dispărut, dar nu mai au putere asupra celor cărora vor să le facă vrăji. Așa cum sunt și șamani. Când te duci la un șaman să te vindeci, te vindeci, dacă îl crezi. Dacă nu îl crezi, te duci degeaba. Deci totul este pe bază de credință și credința este tot a minții. În momentul în care credința dispare, atunci obiectul credinței nu mai există. Sau există, dar nu mai are nicio putere. Așa e și cu ego. Aici în carte sunt mai multe. Ea e făcută sub formă de dialog. Deci dialog între mine, cel care vorbesc cu oamenii care vin să caut adevărul, dialog între mine și fimea, dialog între mine și celălalt din jurul meu, dar foarte simplificate. Nu mai sunt la nivelul de la copilul mării ceva complicat. Sunt niște chestii simple care vi se prezintă într-o logică firească și într-un dialog cursiv, ca și cum am vorbit la o șuietă despre ceva normal care există și de care nu trebuie să ne ferim, să ne spământăm sau să fugim. Pentru că, până la urmă, tot acolo ajungem. De ce? Pentru că în momentul în care visul ăsta se termină, ajungem într-o situație în care ne vedem corpul, dar nu știu despre ce este vorba, pățim Caramana Maharishi și ne întrebăm, bine, bine, am murit, dar corpul e mort. Cine vede corpul? Da? Și revenind înapoi în visul ăsta, a ajuns unul dintre cei mai mari înțelepți ai Vedantei. Da? Pentru că a înțeles ce s-a întâmplat atunci și a înțeles că de fapt n-a murit nimeni, a murit, s-a terminat un vis și a început altul. Acum așa se întâmplă și aici. Și atâta timp cât vezi corpul cu care te identificai înainte, vezi că mintea începe să facă un fel de reset, adică să ia din nou filmul vieții pe care crede că persoana respectivă a trăit, să-l proiecteze și să se îndrepte asupra unor momente cheie care au fost foarte influente la timpul respectiv și doar cel care observă, care nu e în niciun caz ăla care, corpul care zace acolo, pentru că ăla a fost un costum pentru teatrul ăsta, doar cel care observă se lipește din nou, se atașează din nou de o manifestare a minții și se lasă din nou dominat de ea. Pentru că, de fapt, asta e toată chestia, dominația minții. Pentru că în momentul în care nu știi despre ce este vorba, cum zicea și Gabi, da, cu problemele astea mentale, sunt foarte periculoase atât timp cât le dai atenție și crezi că ele sunt reale. Dar în momentul în care le vezi ca pe niște filme, ca niște fantome, că în fapt sunt niște fantome, un gând nu poate să spargă capul, nu poate să rupă picioarele, nu poate să te ia la bătaie, nu poate să facă nimic. Și cu toate astea suntem așa de înspăimântați de unele gânduri și ne creează o droaie de stări încât ne lăsăm la mâna minții, nu? Cam așa s-ar traduce asta. Mintea ne domină. Când ea este de fapt un instrument. De-aia și spune mintea mea, corpul meu, sunt niște instrumente pe care le folosim. Sau cel puțin credem că le folosim până când ne dăm seama că unul dintre ele ne folosește mai mult decât trebuie. Și în momentul în care ne dăm seama de asta, avem două posibilități. O posibilitate la nivelul ei, de a ne lupta cu mintea, și nu știu dacă e cea mai bună soluție, pentru că te lupți cu armele pe care ea le folosește mult mai bine decât tine ca luptător, sau de a descoperi ce este, de a vedea că nu are nicio realitate. E ca în cazul dependenței. Dependența are doi pași, două etape. În momentul în care ai chef de substanța dependenței, de țigară, de băutură, de orice ar fi, da, primul lucru apare un film fantomă, în care îți imaginezi că
folosești obiectul respectiv, bei alcool respectiv, cât de bine te simți în momentul ăla. Un film foarte rapid în care tu și cu obiectul dependenței te vezi într-o proiecție mentală. Ulterior apar niște senzații corporale. Mintea asociază senzații respective cu filmul pe care tot el l-a proiectat și creează un fel de impuls de a trece la acțiune, de a consuma substanța respectivă, de a face acțiunea compulsivă care să te scoată din starea asta. Adică, în fine, sunt mai multe tipuri de dependențe. Dacă stăm și le analizăm pe fiecare parte și ne dăm seama că filmul mental nu are nicio obligativitate în el să mă pună să fac ceva, nu are nicio putere asupra mea, nu are o etichetă să-mi spună ești obligat să faci asta. Da. Nu, e pur și simplu o fantom. Și că senzațiile care mi apar la nivel corporal sunt la fel ca și gândul respectiv, nu au înglobat în ele nicio obligativitate de a face ceva, nici un imbolt de a trece la acțiune sau de a consuma substanța respectivă. Și când vedem că nici nu au vreo legătură între ele, gândul sau filmul mental cu senzații respective, atunci partea de dependență s-a terminat. Îmi spunea ieri Adela că iar fumez. Și da, fumez că am chef să fumez. Pentru că dacă n-am chef, nu fumez. Și asta nu e de dependență. Îmi dau seama că apare tendința de a fuma și în momentul ăla separ chestiile astea, așa cum v-am spus. Și tendința de a fuma dispare. Și cheful de a fuma dispare. Dar dacă sunt la o șuetă și la o cafea, atunci fumez. Care este problema? Fumez că vreau eu, nu că vrea minte. În momentul în care înainte fumam că vrea mintea, nu că vreau eu. Și mă învinovățeam pentru chestia asta și nu știam cum să scap de chestia, până mi-am dat seama despre ce e vorba. Și asta tot datorită adevărului pe care mi l-a relevat Advaita, să zicem așa. Vedanta sau Kara Directă. Este o chestie foarte simplă, pentru că toate lucrurile pe care le putem percepe sunt niște aparențe. Niște aparențe care nu pot apărea decât odată cu simțul care le percepe, asta inclusiv gândurile sau stările mentale, pentru că există ceva care le percepe. Atenția, de exemplu, să zicem că este un simț mental care percepe, observă gândul respectiv, percepe gândul respectiv, da? Ele nu pot fi separate. Și nici atenția și nici gândul respectiv nu pot apărea dacă nu le observ. Pentru că dacă nu le observ, ele nu există. Nu pot să am un gând de gândit, așa cum nu pot să am o culoare nevăzută sau un sunet neauzit sau nu. Deci numai în momentul în care sunt conștient de ele. Și chestia asta simplifică extraordinar de mult viața. Și temerile noastre și fricile. Și practicând chestiile astea asupra fiecare experiențe, fiecare tip de experiență, să zicem așa, e foarte ușor să diseci o experiență în modul ăsta. Pentru că e simplu. Totdeauna trebuie să vezi ce observi și cine observă. Și să vezi că observarea nu este separată de observator. Și ea nu apare decât odată cu observatorul. De fapt, observatorul este permanent și observarea nu apare decât dacă e observată. Dacă nu, nu. Observatorul este permanent pentru că el observă și apariția observării și schimbarea ei și dispariția ei. Așa cum observatorul observă starea de veche, starea de vis și starea de somn profund, în care nu mai e niciun vis, nu mai e nimic, pentru că mintea nu este activă în starea de somn profund. Și atunci observatorul se observă, zicem așa, pe el însuși. Deci observă neantul, pentru că asta suntem, de fapt. Un neant din care apar toate chestiile, mare din care apare valul, cum spunea Ramana Maharishi. Da. Cam despre asta e cartea. Să zic așa, mult mai simplificată și destul de comică în unele cazuri, pentru că am încercat să renunț la solemnitatea asta, pentru că e o solemnitate care nu și-are rost. Toate chestiile astea, niște chestii care se întâmplă și toți le luăm în tragic, când nu au niciun tragism în ele. Nu este nimic de care să ne fie frică, pentru că frica nu există dacă nu o observăm. Pur și simplu nu există, decât dacă o observăm. Și dacă o observăm, frica, ce observăm în momentul în care zicem că ne e frică? Niște senzații corporale? Niște fantome care ne trec prin fața ochilor și încearcă să ne sperie? Ce materialitate au? Gândul respectiv, nu au ce materialitate. Și atunci frica are vreun rost? Este justificată sau este pur și simplu un program pe care mintea ni l-a inoculat de când a început să-și intre în drepturi și aparenta persoana să se recunoască în oglindă? Cam aia cred că este toată treaba. În momentul în care
persoana respectivă își dea seama că lucrurile pe care le vede în oglindă nu sunt el, nu, culorile alea nu reprezintă pe el, atunci dominația minții asupra persoanei respective s-a terminat. Scuze. Cu ce problemă? Dar am vrut să vă vedem. Mulțumesc. Chiar dacă am întârziat. Deci, în mare, cam despre asta e vorba în carte. Oricum, o să o citiți cu plăcere, pentru că este destul de comică pe aici, pe acolo. Sunt niște chestii care chiar s-au întâmplat. Adică, citiți-o și vedeți de ce mă rog, vă povestesc eu, că și e ca și cum v-ați povesti un film și nu vă mai uitați de-aia. Acum, dacă vreți să purtăm niște discuții libere, hai să purtăm o discuție acum, ia spune. Mai nebunii după mine. Ia spune. Aulă, lasă la iert, vino tu aici, așa și eu stau aici. Nu, lasă să spună că s-a gândit. Are o dorință ca să stea totdeauna, că se poate în ultimul rând. Mie nu-mi place să fiu poduche în frunte. Zici un sunet nu există până nu-l auzi. Au descoperit ăștia acum că plantele cântă, da. Dar noi nu le auzim. Cu ce au descoperit? Cu tehnologia. Nu m-a provocat. Ai observat direct chestia asta? De unde știi? Păi stai puțin, când a căzut copacul și erai acolo, ai auzit sunetul. Dacă nu erai acolo, de unde știi ce sunet a făcut? De unde știi că copacul? Chestiile astea de care îmi povestești tu, alea sunt? Le-ai văzut direct? Eu oricum nu te cred și nu mai cred pe nimeni decât ceea ce percep eu. Pentru că m-am lămurit ce e cu cunoașterea indirectă. Cunoașterea indirectă este un mod al minții prin care te ține în hățuri. Da. Încearcă să cunoști direct ceea ce poți percepe și vezi ce percepe. Și vezi dacă, fără a fi tu pe post de observator, chestiile ar mai exista. Foarte simplu. Deci trebuie să verific singură dacă... Singură, nu, asta înseamnă că dai dovadă de lene și lași pe alții să facă treaba asta pentru tine. Nu o să pui niciodată să cunoști realitatea dacă te lași la mână altora, trebuie să o faci singură. Tu zici de plante, dar gândește că și lilieci, da? Cum zboară liliecii? Pe ce bază zboară? Sau delfinii? Da? Ei cum se orientează? Ultrasunete. Tu le auzi? Nu le auzi. Dar așa și plantele. Poate asta îmi cântă la ureche acum. Atâta timp cât au aură plantele, bagă una de probabil salam. Că au și ei. Acum revenim la lumea asta pe care noi zicem că e reală. În momentul în care ești într-un mediu verde, într-un mediu viu, într-o pădure, da? Te simți altfel decât când ești între betoane, nu? Te simți mai detașată, mai relaxată, mai ca și cum ai fi venit acasă. Când te duci între blocuri... Depinde de vibrația fiecăruia. Sunt unii care se simt bine între blocuri. Pentru că nu au comparat niciodată chestia asta sau nu au încercat să ducă în altă parte să vadă cum se simt. Ei se simt bine și nu vor să iasă din cușca asta. Dacă ar ieși, și-ar da seama că... Pentru că e firea noastră să ne mulăm pe ce e viu. Pentru că noi suntem vii, nu? Ne mulăm pe niște chestii moarte, pe niște pietre. Nu știu, dacă e normal. Cristalele sunt atât de vii. Cristalele sunt vii. Dar nu sunt făcute de mâna omului. Sunt făcute de la care a făcut și omul. Da, avem un prieten care spunea că mai sus de 9 metri, cei care locuiesc la bloc, ăia au deja tăiat legătura cu mama aceea. Și nu l-am crezut, evident, pentru că asta este firea noastră. În schimb, pentru că nu poți să crezi până nu ești curios și până nu vezi, o altă prietenă care stătea la etajul 8 și avea un pisoi pe care nu l-a scos niciodată pe pământ, atenție, deci pisoiul ăla era super nebun și explicația veterinarilor și a tuturor era faptul că nu avea pisoiul, motanul, cred că îl chema... Nu era pământat. Corect. Da. Deci avea un nume așa ceva, ori Berlioz, ori Faust, ori ceva pe aici, nu mai știu numele pisoiului. Predestinat. Da. Da. Deci pisoiul ăla, dacă era dus afară, era în stare să se cacere pe bloc 2, 3, 5 etaje. Glumesc, evident. Sărea în brațele stăpânei și o zgâria ca să nu atingă pământul. Era disperat. Nu mai putea să atingă pământul. Era frică. E și asta o chestie. Acum,
Dacă vă uitați la filmele astea, mai ales la filmele americane și ei, majoritatea filmelor își proiectează orașele lor, sunt foarte mândri de zbirie nori, nu vezi o plantă. Deci vezi numai sticlă, beton, mașini, stâlpi. Nu vezi o plantă. Ce viață e aia? Filmul care a luat Oscarul anul ăsta, Olivia, nu? E altfel, Green Book. Nu știu, nu. E o viață în colivie, că pur și simplu e o colivie în care ne băgăm singuri și obișnuindu-ne cu ea, facem cum face canalul. După ce stă un an în colivie, îi deschide ușa și el nu mai iese. Cam așa facem și noi. Avem ocazia să ieșim din colivie și nu o facem. Pentru că atât de comod suntem, încât considerăm că asta e, colivia este cât se poate normală și exact ce ne trebuie. Dar dacă nu încercăm și altceva, de unde știm că aia ne trebuie? Poate aia ne dăunează și nu ne dăm seama. Da, dar este comod. Păi aici e vorba de comoditate. Pe comoditatea, comoditatea cam multe. Da? De ce acum câteva zeci de ani, hai zicem 100 de ani, fără medicamente și fără... Da? Lumea era mai întreagă la minte așa. Acum, cu toată liniștea asta, fără războaie, fără amenințări fizice, da? Că vine unul și stai gâtul sau da? Că s-au mai liniștit, având tot ce ne trebuie, că nu mai alergăm de colo-colo ca să găsim nu știu ce de mâncare și să ne zbatem pentru niște bani, da? Că suntem cât de cât mai avuți decât generațiile trecute. De ce acum se dezvoltă așa de rapid bolile psihice? Când avem tot ce ne trebuie, nu? Sau ce puțin așa spunem noi. Nu, este o epidemie de cancer și o epidemie de boli psihice. Asta este. Da, de cancer n-am mai spus. Deci cancerul poate să fie de la de copii autiști, o epidemie de copii grăsălani, să fie binecuvântați toți părinții care au copii grăsălani. Da. Și atunci de ce atâta timp cât avem tot ce ne trebuie apar chestiile astea? Păi poate tocmai de aia. E prea mult? Cine spune că e prea mult? Față de ce? Față de 0, față de 50? E tocmai prea mult. Poate prea mult e unul care, la care, să zicem așa, îi pică paratele în cap, dar și el la un moment dat o ia razna și vedem pe la nebunariu, da, pe la psihiatri sau, da, el ce lipsuri are. Sau ce-l face să o ia aparatură așa. Nu cumva ruperea asta de mediu în care ar fi trebuit să stăm. În momentul în care ajungi în mijlocul naturii, natură crescută de la sine, nu natură plantată. O natură întreținută artificial, pentru că așa sunt în Spania, de exemplu. Parcurile lor sunt foarte frumoase, foarte aranjate, foarte... Da? Nu sunt crescute natural. Ei au niște instalații de irigat, care la anumite ore pornesc sau... Dacă nu le-ar ruda artificial, plantele alea ar dispărea. Și le simte artificialitatea. O plantă crescută artificial diferă complet de o plantă crescută natural. Inclusiv prin senzația pe care o dă, se simte. În momentul în care un miros a unei plante din pădure diferă complet de mirosul aceleiași plante crescute în casă, artificial. Adică o zambilă adusă dintr-o grădină crescută aiurea, da? În momentul în care o miroși, diferă. Cred că are un miros de 3-4 ori mai puternic decât o zambilă pe care le vând ăștia la chiveci. Bine, e mirosul sălbatic de cel domestic. Adică e vorba de... Dar nu înseamnă că plantele de apartament nu sunt vitală. Da, e vorba de forța vitală a ființei respective. Este net superioară cu forța vitală a unei ființe crescute în colibie. Nici noi nu mai trăim în colibie, în pădure. Ne-am adaptat, așa și planta. Și aia ziceam de bolile astea care au început să ne acapareze. Asta pentru că am permis. Pentru că ne-am făcut comozi. Păi tot o permis. Cred că se permite și... Știți, am citit o carte bună din aceste cărți. Printre altele v-am primit și niște poezii pe care care am publicat-o pe să ne bucurăm împreună și toată lumea, de asemenea. Și pe de o parte v-am admirat, pe de o parte v-am urât. Asta e. E normal. Da. Odată ne jurăm că așa e omul. Da. Suntem oameni, da? Și mai ales când suntem și femei, partea emoțională și mai ales dacă avem și o parte mai pasională, având o anumită vârstă sau un anumit statut, să zicem, nu mai spui vorbe de complezență, da? Le spui pentru că chiar le simți. Atunci când v-am urât, vă iubeam într-un fel foarte straniu.
Păi zic, cine e ăsta de își permite, scuze, da? Nicio problemă. Da? Deci permite să-mi spună mie că, deci eu eram cititorul și eram singurul om care era acolo cu tine, cu voi, cartea. Cu dumneavoastră. Cu cartea, așa. Da? Deci permite să spună chestiile astea. Nu sunt răsnăi, pentru că el le-a trăit. Pentru mine sunt de înțeles, dar nu le-am trăit. Le voi trăi dacă voi vrea. Da. Și atunci, ideea era că pentru cine scrie omul ăsta? Adică tu, voi, el, dumneavoastră. Și răspunsul era pentru nimeni. Pentru el, scrie eventual. Și nici măcar nu scriu. Da? Și de ce facem chestia asta? Pentru că dorim să dăm ceva. Pentru că atunci când dăm ceva, de fapt, primim nici nu știm ce. Și, e un feedback. Da, și când te-am iubit, am zis, pentru ce iubesc eu pe căpcăunul ăsta? Ce sfântul îmi spune el mie ceva special? De, am senzația de iubire față de el, nici nu-l cunosc, ba mai mult decât atât când l-am întrebat, nu știu ce m-a și repezit, să fie binecuvântat. Pentru că spune niște lucruri simple, într-un mod atât de simplu și elegant, că și în viață contează, mai ales femeile apreciază partea asta un pic estetică, dar voi nu știu să fiți bărbații, scuze, da. Și că sunt în minoritate săraci. Da, păi de asta, la Ionel cel puțin o să ignor. E ascuns după mine, eu nu mă bag că filmez. Ești de spate ca și alea lung, da? Așa. Face că sunt doar trei, toți a, nu, noi nu. Sunt patru, deja. Mă gândeam, de ce te-am iubit o secundă, un veac, nu are importanță. Pentru că spuneai niște lucruri pe care le știam, care erau în inima mea interesant, în inima mea și nu în mintea mea, atenție. Exact. Da? Deci nu erau în mintea mea, că dacă erau doar în mintea mea, spuneam, hai, te mai duci, te mai plimbi, hai, ne mai vedem și mâine. Ele existau aici. Și când ai făcut tușe... Nu, l-ai făcut singură. Tușeul a fost singur, exact, al tău. Da? Deci în momentul în care... Singură, tușe, este un declic. Este un declic și în momentul ăla se simte ca o revărsare peste o margine care te strângea, până atunci de tot. Da, deci mi-era să te strâng și de gât, între altele. Bine că n-ai fost numit. Putem să facem. Bine că ești că nu iau nicio cartă. Practică, să vedem. Nu, deci eu i-am citit cărțile, că asta m-a și enervat la acest... Acum, haideți că tot s-a pus problema asta, da? De ce, de ce, de ce, de ce? Nu există niciun de ce. Pentru că aici, în ceea ce sunt în urmă, nu există niciun de ce. De ceurile sunt ale minții. Și acum, luând-o pe aia dreaptă, cred că până să am probleme pe care le-am avut. Am scris cartea asta, înainte să scriu cartea asta, am citit, cred că, mii de cărți. Căutam. Am căutat ceva. Trăgeam de la o cunoaștere la alta și o consideram pe aia mai adevărată decât alta și tot așa. Până când omul, habar n-am cine e, a deschis ochii unuia care vrea să se sinucidă, pentru că acolo ajunsesem în pragul ăsta din cauza că nu mai suportam nici probleme pe care, psihice mai aveți, da, probleme psihice, fantomele care mă doborau, boile care se mulaseră pe psihicul ăsta suferind și de care nu știam cum să mai scap, că se aglomeraseră, da? Da, a fost de ajuns unul să-mi dea ceea ce-mi trebuie. Și nu mi-a dat adevărul exact așa cum e el. M-a făcut să mă îndrept către el. Da? Adică m-a lăsat să mă duc singur. Și dacă citiți în ordine cronologică cărțile mele, vedeți că de la o carte la alta adevărul se simplifică și mai mult. În asta, adevărul e foarte complicat, în asta care a fost ulterioară, e ceva, că nu mai sunt termeni vedantini, nu mai sunt termeni sanscriți, nu mai, da, e o chestie mai pe înțeles, dar tot complicat e. În asta e și mai simplu și dacă o citiți pe asta, să vedeți că este da, așa. Da? Orice chestie duce către același lucru, către observator, care de fapt nu are nicio materialitate, dar nu dispare niciodată. Observatorul ăla este nemuritor. Citiți-o și vă încercați să faceți ceea ce nu-mi place, drum acolo. Nu-mi place, încercați, iartă-mă. Nu-mi place, încercați. Pentru că unii nu pot. Deci unii nu pot. Dacă n-a sunat clopoțelul, nu pot. Nu se poate. Nu. Așa hai a fost și la mine. Hai să zicem cu adevărat. Da. A încerca este un verb, a încerca, nu știu, o să mă gândesc la ce diateză este, dar este un verb super absurd.
Cineva m-a învățat un lucru, pentru că sunt într-o anumită stare, o să vi-l arăt și vouă. Așa, deci sunt în picioare, da, și încerc să stau în picioare. Ba, pardon, chiar sunt în picioare, da? Sunt jos și încerc să stau jos. Ba, pardon, chiar sunt jos. Ei, dar acum încerc să mă ridic. Hopa! Cam cât timp aș putea să stau eu în încercarea mea de a mă ridica? Poți să-mi spui? O să încerc. Încearcă, o să mai stau acum. În momentul în care ai ajuns la declic, totul se pare, da, că nu mai ai nicio încercare. Zic, da? Da? Este pur și simplu recunoaștere. Ori mă ridic. Încercarea asta e... Cel care a ajuns la recunoaștere nu mai are nevoie să încerce, dar cel care n-a ajuns trebuie să încerce. Da, trebuie, zic. Dacă încercarea poate. Încercarea este, da? Ca și cum bagi degetul în apă când este luna martie și spui, bă, e cam rece. Și totuși, dacă îți bași picioare în apă când ești în luna martie și te plimbi mai mult pe malul mării, s-ar putea să ți se încălzească afurisitele alea de... Da, da, pentru că afară mai ține cătina. Da. În cartea asta a fost încercarea. Da. Ulterior n-a mai fost încercare. Da. Ulterior n-a mai fost încercare, ulterior a fost, să zicem așa, o lămurire. Da. Da, nu, o asimilare... Nu vreau să înervez pe nimeni. Deși încerc să mă înervez pe toți. Problema asta este e bine pusă. Încerci? Da? Da. Încerc. Este o diferență între cel care a văzut adevărul și cel care încearcă să ajungă la el. Da. Pentru că el încearcă. De ce? Pentru că poate să ajungă sau poate să nu ajungă. Nu oricine care vrea ajunge la adevăr. Adevărul nu e la dorință. Nu vine la dorință. Vine când trebuie. Așa a venit la mine. N-a venit la dorință. Din contră, dorința mea a fost să scap de... toată chestia. Te-a pocnit, te-a polit, te-a lovit. Și m-a lovit și da. M-a lovit în sensul în care s-a terminat. În momentul în care mi-a dat seama despre ce e vorba, s-a terminat. Da, spun că am citit înainte, cred că mii de cărți. Din momentul în care am înțeles ce sunt și ce realitatea au toate chestiile astea, nu mai pot să citesc nimic altceva decât asta și nu mai pot să vorbesc despre nimic altceva decât despre asta. Cărțile astea pe care le scriu e pur și simplu de vorbă cu mine însumi. Da? Scriu ceea ce știu eu, ceea de lucruri de care sunt sigur. Nu încerc, da? Să ne faci poză că suntem cu burțile în profil. Și chestiile pe care le spun aici nu sunt, chiar dacă sunt seamănă povești, sunt niște povești reale. Niște povești reale care s-au întâmplat. Da? Și le-am legat într-un fel de poveste logică, așa să fie. Da? Cel puțin așa a încercat, așa a încercat mintea mea. Da? Da? Cam asta. Consider că este o legătură între inimă și minte, în care există o relație de complementaritate, de coordonare, subordonare, există vreo legătură? Haide acum să, că sunt mulți termeni aici, să-i studiem un pic, ce e mintea? Dar ce era să spun chiar toate de la început? Dar ce e mintea? Ce e mintea? Ca să poți să o compari cu ceva, sau să vezi dacă are o legătură cu ceva, trebuie să vezi ce. Ai vreun gând, dar în momentul de față, în momentul când vorbești acum cu mine, ai vreun gând în cap? Există vreun gând în cap? Păi nu, că eu n-am cap. Tu ai. Așa, nu. Ți se pare că am cap. E numai o impresie de-a ta. Dacă vorbim ca între persoane, eu văd că tu ai cap. Eu n-am cap. Deci eu sunt vorbitorul fără cap. Da. Și atunci... Eu nu văd capul, deci nici eu n-am cap. Te rog, gândurile, dacă... Vezi, e același lucru. Perspectiva ta e aceeași cu perspectiva mea. Vă spunem noi, aveți capete. Mi se pare că ai avea un cap. Aveți capete grele. Atunci, revenind la ce spuneai, hai să vedem ce e fiecare termen din ăsta. A zis mintea. Ce e mintea? Un gând. Și ce e inima? O senzație. Cred că e o percepție pentru mine. Și nu e nicio legătură între nimic. De ce? Pentru că nu apar totodată. Dacă lași mintea să se liniștească, o să dai seama că orice aparență apare, apare una, o dată, ea și atâta tot. Nu mai apare altceva. Una singură. Altceva nu e, decât printr-o legătură a minții, o amintire. Dar dacă vrei să vezi dacă sunt mai mult o dată, adune pe toate la un loc și vezi dacă sunt, nu o să fie niciodată. Și nu o să vezi niciodată alt moment decât ăsta. Pentru că ăsta e. Nu găsești un prag între trecut și ăsta, sau un prag între ăsta și viitor. Nu există așa ceva, este un singur moment și când vorbim de trecut sau viitor, vorbim acum. Și trecutul și viitorul... Eu n-am un trecut, presupun că o să am un viitor, dar nu e obligatoriu. Nu există nici ăla. Există un singur moment. Poți să presupui, că e tot aminții, dar ce există aici, nu există. Dacă nici nu știam dacă există biblioteca aceasta, librăria aceasta, cărțile acestea, tu și toată lumea, în momentul în care am venit cu prietena mea, era să intrăm la second. Că nu nimeream ușa. Deci, acum glumesc puțin, dar cu adevărat așa s-a întâmplat. Spațiul nu exista, timpul nu exista și știam că trebuie să vin aici. Scuze de întârziere. Și nici vreau să acaparez, deși
uneori par... Deși reușești cu brio. Da, mulțumesc. Și era să intrăm la Unlimited ăsta, universalul alimentar. Poate că se desfășoară toată chestia la alimentară. Nu găseam librăria, înțelegi? De tare. Ia pune tu eticheta. Nu, am pătit și eu. Vrea de pe ușa, are acolo. Da, m-am gândit că dacă la... Top model, sau ce scrie pe acolo? Top model. Scrie bine. Top model. Deci căutăm top model. Am avut bună intenție, scuze, da? Știi, da? Păi, că mi-a adus. Da, adică această doamnă n-avea nicio treabă și am zis, eu trebuie să merg acolo. Lasă-mă să adică te duc. Acasă și a zis că mă aduce. De fapt, trebuia să venim, știi? Va să ne întâlnim cu omul fără cap. Deci era clar că trebuia să găsești librăria. Așa. Ei, chiar dacă ai nimerit în adăugare inițial. Nu e prima dată când venim în librăria asta. Clar. Ați spus ceva interesant, dar vreau să începeți cu el, că parcă e începutul. Marius, mă cheamă. Ce tare ai voi! Ați spus că ați aflat ce suntem. Am recunoscut ce sunt. Ce suntem? Nu mai spuneți nici mie. Nu, fiecare nimic. Spune lui însuși. Nimic, dar totul. Suntem toți, că toți suntem cam așa. Cel care există permanent când totul se schimbă. Când universul dispare, eu rămân. Deci cum zicea Iisus, eu sunt lumina lumii. Și nu zicea ca să se laude sau că avea niște puteri deosebite. Iisus și-a dat seama ce e și într-adevăr, fără lumina conștiinței, nimic nu există. Așa cum visul nu există dacă nu e luminat de cel care îl observă. Da? Dacă vă retranspuneți într-un vis, visul e foarte luminat. Da? Cine luminează visul? Ia căutați lumina când sunteți într-un vis conștient să vedeți cine luminează. Și dă seama că lumina visului este lumina conștiinței care îl observă. Da. Eu sunt lumina lumii și Iisus era același lucru și voi sunteți același lucru fiecare dintre voi. Trebuie doar să recunoașteți asta. Asta tot. Dar fiecare își termină visul și intră în alt vis. De unde creștem atât de mulți ca număr? Din ce creștem atât? Mai devreme am dat exemplu visului. Hai să ne băgăm loc într-un vis, da? Deci este un vis. Pur și simplu este un vis. Nu vă gândiți la fapt real, este un vis. Da? Mă nasc în visul respectiv. Încep să interacționez cu fel de fel de persoane, cu alte ființe, cu plante, cu animale, cu locuri, da? Cresc, da? Ajung adult, mă căsătoresc, am copii, îmbătrânesc și mor și se termină visul. Unde sunt aia mulți din vis? Unde e și corpul meu din vis? Și unde e tot visul? Păi odată la, nu știu, cât, populația se numără. Unde se e tot numără. Visul? Nu, unde e tot visul? Asta de unde nu știm că și acum este un unde vis. E tot, unde e tot visul? Poate că visul e tot acolo unde e. Și acum e, poate fi un vis pentru unii. Nu e nicăieri. Deci a fost o apariție în conștiință care s-a dus. Matrix. Nu, da. E nicăieri. Asta vreau să spun și eu. Deci nu e absolut nicăieri. Orice urmă ați găsi a unui eveniment trecut, chiar dacă îi se pare că există o urmă, când îl luați la puricat și disecați un pic, o să vedeți că nu există nicio urmă. Ce s-a dus, s-a dus. Deci visul vieții de până acum, așa cum l-a trăit fiecare dintre noi, s-a dus. Nu mai există. Nu e. Nici n-a fost vreodată. Așa cum din visul ăsta pe care noi îl considerăm viața reală, în momentul în care fiecare dintre noi îl părăsește, nu mai rămân decât niște visuri, amintire, pe care este posibil să le proiectezi într-un alt vis. Vedeți asta, cu dincolo de vise. Dar dacă nu e luat în seamă, așa cum nu era fimea când era mică, amintirile se pierd și alea. Deci nu mai rămâne nimic. Nimic. Absolut nimic. Decât niște impresii mentale. Atât tot. Și impresiile mentale se bazează pe ceva care n-a fost niciodată real. Pentru că în momentul în care eu nu mai văd chestia asta, ea nu mai există. Nu există decât ceea ce pot să observ. Atât. Asta înseamnă cunoaștere directă. Și chiar dacă vi se pare că este o chestie foarte dură și, să zic așa, poate provoca suferință, da, într-adevăr, poate provoca suferință. Dacă nu ai un drumător lângă tine și te lovești de adevăr, după ce ai legat o viață întreagă, după case, bani, comori, femei, după orice, după orice, că poftele sunt multe pe luna asta și îți dai seama că ele nu există, că n-au nicio realitate, atunci chestia asta poate să se transforme într-un șoc. Dar în momentul în care cineva te îndrumă și spune, da, tu nu ești nimic, și nimic din jurul tău nu e nimic, dar
tu ești totul, pentru că fără tine nu apare nimic din ceea ce poți observa, atunci șocul ăsta dispare. Și exact cum îi spuneam, că devine ca o revărsare peste margini, ca și cum ai fi fost într-un costum care te strângea și plus costumul a dispărut și te reverse și pur și simplu te transformi dintr-o persoană în spațiu care conține tot universul. Dar, de exemplu, mi se întâmplă foarte des ca o acțiune din starea de veche, dacă noi numim starea de veche. Da, da. Viața, da. Zicem așa. Așa. Se continuă într-un vis. Deci se continuă, efectiv, adică îmi tratez situațiile sau conflictele într-un vis, care are o finalitate. De ce interferează chestia? Interferează. E o impresie că interferează. Pentru că în momentul în care ești în vis, nimic nu mai există decât ce e în visul. Deci, de-aia v-am zis la început să încercați să apreciați fiecare stare din punctul ei de vedere. Nu să apreciați o stare din postura altei stări, pentru că vă înșelați. De-aia v-am spus că într-un vis puteți să trăiți o viață întreagă, mai multe vieți. Da? Și în visul ăsta, la altul, starea de veche, să nu trăiți decât una singură. Atunci, care a fost mai lung? Visul în care ați trăit 10 vieți sau visul ăsta în care trăim? Convenția temporală este diferită. În fiecare stare de genul ăsta, convenția temporală pe care mintea o impune, nu altcineva, da? Convenția temporală, timpul de fapt se bazează pe schimbare. Adică pe mișcarea gândurilor. Pentru că schimbarea aia înseamnă, da? Mișcarea gândurilor, succesiunea gândurilor. Și pe memorie. Dacă n-ar fi memorie, timpul n-ar exista. N-ar exista nici obiecte, n-ar exista nimic. Da? Dar mintea prin memorie proiectează chestia asta. Da? În somnul fără vise, cât stă? Sau un golul dintre gânduri, unde mintea nu mai e activă. Depinde, putem sta o eternitate dacă... Nu că putem. Stăm o eternitate și se pare când ne trezim că am dormit puțin. De ce? Pentru că apreciez starea aia în mod greșit, din perspectiva stării, unei stări care e total diferită de ea și nu are nicio legătură cu ea. Da? Încercați să apreciați fiecare stare din punctul ei de vedere și veți vedea despre ce e vorba și la ce concluzie ajungeți. Adică când sunteți în vis, lăsați deoparte restul stărilor, că nu mai există altceva. Visul este la fel de real ca și visul ăsta. Da? Dar atunci, când s-a terminat, așa, nu mai comparați cu ce găsiți aici. Mă deranjează că îmi tratez conflictele din starea de veche, mi le tratez în... Nu. Mintea își creează niște, niște tipare, da? Din cauza că evenimentele astea vă influențează foarte mult. Influențează mintea foarte mult, da. Că tot ea le creează, nu le creează altcineva. Da? Și atunci mintea reface tiparele astea și le tot bagă când doar le rezolva. Ce să rezolve când ea le-a creat? Ce poate să rezolve decât să le dărâme? Nu? Sau să le uite, să le scoate din memorie. Sau ăla care le observă, adică dumneavoastră, da? Să nu se mai adupă ele, să nu se mai atașeze de ele și să nu mai faceți nimic cu ele. Când apar, pur și simplu priviți-le ce sunt. Ce un gând. Un film, o hologramă, da? Ce poate obliga o fantomă pe cineva să facă. Scrie o instrucțiune în fantoma aia, în gândul ăla, scrie fă asta, că asta trebuie să faci, sau are vreun involt gândul ăla să vă... Involtul tot singură și îl arogă mintea, nu? Leagă de fantomă o senzație fizică și zice că... sau o legătură între ele, da? Și nu au nicio legătură, senzația la nivel fizic, gândul la nivel mental, ce legătură e între ele? Niciuna, decât una pe care o presupune tot mintea. Și aia tot fantomă e. Aia v-am spus că ăsta e mecanismul dependenței. Dacă l-ați interes, nu mai sunteți dependent de nimic, nici măcar de fantomele minții. Pentru că și atașamentul ăsta de manifestările mentale e tot o dependență. Ia? Ne atașăm de chestia aia și îi permite să se deruleze, și să ne influențeze din nou, să ne ia cu fiori, să ne se zbălească părul, să aoleu, ce fac? Și de fapt, ce fac? Că dacă închid lumina, filmul s-a terminat, nu? Vezi că este asta cu dependența, nu e frumos. De ce? Că toți suntem dependenți. Pentru că i-a spus soțul meu că nu sunt dependentă de el. Așa o fi. Da. Mai mult decât atât, am îndrăzit să-i spun că nici nu suntem rude. Și a nebunit subit. Vezi cum suntem rude, nu, dragă? Dacă am rude, nu ne căsătoream. Înțelegi că trebuie să fim autonomi și fiecare de sine stătător? E complicată chestia asta. N-am consanguin. Cred că l-a spus pe gând. Mai era un pic, da.
No. El a pescuit acum. E un tip înțeleg. A fost de dimineață, a fost, nu? Din asta a fost la pescuit. Chestia asta n-a rezistat așa de dimineață la pescuit. S-a dus dimineață la pescuit? Da. Cred că a ghețat și peștele, că de-aia m-a luat de ceară, că l-a plimbare. Și-a făcut. Noi nu ne mai încercăm. Noi nu mai pui? Nu, da, să știi că e șocant când cel cu care zici că îți petreci o viață, un destin, primește de la tine așa un cuvânt. Da. Așa că nu suntem rude, clar. Tu n-ai nici copii, practic. Dacă mai ascult pe Marius mult, nici vasele păi nu sunt nimeni. Nu sunt nimeni. Nu spală soțul tău? Nu spală atașamente. Că nu e acasă. Eu acasă sunt spălătorul șef, eu sunt județul spălător, am luat o mașină de aia de spălat vase până când mi s-a fundat și canalizat și toate alea. Deci, tot șefii trebuie respectați. Drept urmare, dată mașina afară și zic, lasă că... Și așa, mie îmi place să spăl vasele, de ce mă liniștești? Ai fost veselar în armată? Probabil în alt vis. Nu, în armată... În armată... Tu aș vis la babu și eu acum. Și retrăiește, da, și mă liniștește foarte mult. Spălatul vasele mă liniștește. Oricum pe vremuri, nu știu dacă doamnele de aici, dar sunt convinsă că au prins, pentru că au și ele o vârstucă. Când aveai niște... Nu contează aparența, contează ce e aici. Bineînțeles, ori 35, ori 36 de ani, da? Deci tu ești cea mai în vârstă față de mine, da? Când te apucau alea, ăia, te duceai în baie, luai copaia, frate, și puneai măcar acolo două batiste să le freci. De ce? Făceai o muncă fizică. Se liniștea căpușorul. Amintiți-vă dacă ați mai spălat la mână. Ați mai spălat la mână? Da. Bravo! Da. Fericitările mele. Eu nu. De mult n-am mai făcut. Dar nu cred că din considerentul ăsta. Pentru că spălatul ăla la mână, a, da, nu. Ne liniștea ce? Da. Eu am găsit altă soluție. Dar și gătitul te liniștește. Și gătitul te liniștește. De-aia te-ai apucat tu de bucătărie? Gătitul? Da, ales cu tot și cu mărunt. Da, cu condiția să tai mărunt. Adică tot și te gândești, capi, capi, capi. Să tai mărunt, că dacă nu tai mărunt... Adică să-l toci prea numai... Da? Adela, care ești acolo? Că văd că ești cam vesel. Nu, a zis să stăm să bea ceva și a zis să înceapă de... Hai, ne mai spune un ban. Ce zici cu băutul? Ce te-a făcut băutul? Nu, apropo, Adela, deja nu iau ceva, că n-am băut de nu mai țin minte. Deci, în visul lui Marius, de câte ori aude de cuvântul băutură, doarme. Adela, hai zis că ia somnul fără să bea. Nu ia somnul fără să bea, că sunt unecă. Și dacă sunt unecă... Ești visul meu. De ajuns. Ești visul? Cum, Adela, ai visul tău? Nu, să-i spună respectivul care de o săptămână se ceartă. Deci Ionele și Marius vă supun atenției cu relativă simpatie, nu că aș da pe de alături de simpatie enormă. Ai luat-o. Un vis pe care l-am avut cu un cetățean care pe vremuri a lucrat la prezident, nu-i spun numele, că e o persoană. Poți să spun acum. Și m-am trezit în acel vis că stăteam cu capul pe umărul lui. Coșmar. Moment în care m-am trezit din zisul vis, am început o zi aparent banală, super banală, o zi de luni, de 4 februarie. Și ducându-mă spre serviciul meu, amintindu-mi de faptul că stăteam cu capul pe umărul acelui cotoșman, sau cum să-l chem, pe ăla, nu contează ce mai făceam eu, că mai făceam ceva, oops, mi-am fracturat rotula. Ai văzut că erai pe drumul greșit? Exact, da? Motiv pentru care, fracturându-mi eu rotula, cu bună intenție, nu? Că nu degeaba în visul ăla stăteam cu capul pe... Pe un umăr. Pe un oarecare, deci nici l-am mai văzut pe ăla de 1000 de ani, n-am avut nicio relație cu el. De ce trebuia eu un vis să-l văd pe taica nimeni, ăla, și apoi să-mi fracturez rotula? Noi nu știm. Păi să ne spună, da, domnul, că ele cu mine. Da, Marius, o să spunem o dată și altă dată. Asta... Ei, n-am schită. Niște chestii. Era în context. Dar în care se discută, în momentul în care facem o drumare de genul ăsta.
Deci nu are rost, îți citiți cartea și pe o... Nu, bineînțeles, dar spun asta ca idee, pentru că, apropo de vis, trăim simultan vieți ca pe pistele de CD. Cam așa. Da? Sunt toate chestiile care apar în noi, aparențele astea apar în noi și nu apar decât dacă le observăm noi, altfel nu. Da. Și visele premonitorii, așa, da. Când visezi că ți s-a inundat bucătăria și la o săptămână ți se strică bateria, în visul ăsta la altul. Vreau să spun cum am sărbătorit de 8 martie. Înseamnă că mintea ta, da, te-a sabotat. Deci ți-a arătat în vis ce vrea să facă și ți-a făcut-o și în starea asta, nu? Ca să te sat. Să nu mai să vezi ce face martie. Mintea, da? Ca să nu, exact, să faci ce vrea ea de 8 martie, nu ce vrei tu. Da, avea da. De gând să bea, să danseze. Da, nu să te destrămpărezi în halul ăsta, păi a avut grijă de tine. Ca să nu se întâmple, doar fel. Păi să dansezi cu vreo femeie, cumva? Păi de 8 martie, așa se dansează. Da. Adela, ce ai aici? Let's be dance. Deci anul ăsta s-a făcut pe Marte cu bărbați. Pe bune? Pe unde am fost, a fost plin de bărbați. După ce s-a luat plin de dragi, dansează ele între ele. Nu știu ce mi-am luat să organizez o chestie de asta cu dăștia cu nădragii, dar am înțeles că trebuie să... La librărie? Adică eu care cu ăștia cu nădragi. Când te duci, trebuie să te uiți cu atenție ca la alea, să nu poți ține eu. Dar fără nădragi nu se poate? Dar vreau să nu fie scris etichetă de nădragii. Dar ce e ul? Ce stai așa? Ce vrei să faci acolo? Trebuie să-i căutați bine, dar vrei să-i mănânci ce vrei să-i faci? Oricum sunt supărat pe cine de o săptămână. Eu spuneam așa vizual, nu să implici toate simțurile, doar să-i tăiți așa. Păi mai zici și cu eu, că nu sunt de aia. Da, un pic ce mai. O, Doamne, dacă aduci un manechin, ăla nu se mișcă, se mișcă așa, și la mai mare pe plăcău acolo, la angajat, și când s-a dezbrăcat, dobitul cu avea stiloți, vezi? Stil gogoșar. Păi și ce? Păi și mai sexy de atât? Sunt plin de eu. Era fantastic, băiatul. Ce aia era cu gogoșar? Păi era proaspăt. Dacă aveai și cu castravet, era bine. Măi, femeie, era de copt, era proaspăt, era verde. Era contralaturii gogoșar. Vrei să fie galbe. Și trebuia să pase să se roșească. Dar ea ce vrea, tanga? Nu știu ce vrea. Că vă murs? Acum se poate cu... Deci ce mintea vrea perdea? Probabil vrea un ardei, uite, bulgăresc. Pare mintea, Adela. Nu, cred că avea castravetul de la bulgăresc, de la mare și trebuia. Asta de la trebuie introdusă sticla se introduce pe copac. Cum? N-am înțeles, mai ziceți-o de asta. Se introduce sticla pe copac sau pe copac. Sau pentru că fructul cât este încă crud, crește acolo. Îl bagi în sticlă, sticla se... Sticla nu crește, dar fructul crește. Iată, vezi, mai râs deja, într-o secundă. Da, și crești fructe nu în colivie. Nu ți-am mai declarat iubire de astăzi, da? Și atunci pruna... Anca, de-aia ai vrut să te aduc aici, am înțeles acum. Pruna se coace în sticlă. Într-un sfârșit. Mintea mea a realizat. Se coace în sticlă, da? Când pruna este coaptă, o scoți de acolo. Spargi sticlă. În sensul că faci sticla pe pruna coaptă, faci ce vrei tu ca lichid, copacul stă frumos, dar pruna este coaptă în sticlă. Opa! Așa va avea cu coara. Mai ales când bei apă. Coaptă în captivitate. Și Adela știe de acum încolo ce are de făcut. Știu, cum pruna, mă rog, să nu, să revezi la gogoșar. Să revezi înregistrare. La chiloții verzi. De unde ați extrapolat? Ce minți aveți, bolnave? Nu, împotrivă. Doar mi sunt și noi. Chiloți verzi, castraveți. Și ia să ne mai punem noi un film. Un film din ăsta, un film de ăla cu... Cum ziceai tu? Da. Ăla era martian. Dar îi plăcea, ea vroia tanga, s-au zis așteptările. Păi tanga, dar... Că nu e o experiență directă, dar n-am trăit eu. Poți să porți tanga dacă n-ai niște probleme în astea doznice. Dacă ai probleme doznice, nu mai porți tanga, că... Nu se cheamă doznice, se cheamă tainice. Cum zice... Tainice, da. Tainice, da. Păi ce zână? Cu mâine ia să duce la pârșit. Am citit recent, un el și o ia, o carte dăruită mie de o dragă prietenă, care se referă la, zis, 9 trepte. Nu am înțeles de la început ce erau acele 9 trepte, de fapt, după aceea am înțeles că era vorba despre cele 9 luni de gestație, în care aceștia doi
francezii, putând să se extracorporalizeze, intră într-o relație cu un spirit care are de gând să vină pe pământ. Spiritul acesta își alege părinții. Părinții sunt dincolo de ocean, în Statele Unite. Și este foarte interesant modul în care spiritul acesta ce urmează să apară pe pământ spune ce are de gând să facă, ce este, asta este portocală, nu? Da. Și pentru că tu spui acolo dincolo de moarte, n-am citit cartea, o să ocupă, o să citesc. Dar acolo spiritul acesta, numit inițial Rebecca, atâta timp cât era în starea lui matură și apoi când a venit pe pământ cu un alt nume, spiritul acesta spune că, de fapt, noi în starea de dincolo de moarte avem o altă. Și ne alegem părinții, intrăm într-o relație cu mama, intrăm într-o relație cu tata. Eu nu știu ce experiență ai tu, eu și noi toți, că toți suntem tot unul. Sau. Este interesant, este că pare foarte credibil ceea ce scriu acești francezi. Nu pot să spun că e sau că nu e, pentru că nici n-am fost spiritul ăla, nici n-am fost spiritele alea ce se întâlneau. Însă, referitor la cunoaștere, cred că merită de a fi citită cartea aceasta, să văd și a ta, evident, pentru că deschide puțin mintea noastră către alte zări, să le numim așa. Deschide puțin ideea că noi când venim aici, de fapt venim pentru că vrem, ne alegem momentul, persoanele prin care să vrem să ajungem și poate că atunci când devenim părinți, dacă devenim unii dintre noi, să fim recunoscători pentru că am fost aleși. Nu știu ce scrie acolo. Este o poveste foarte frumoasă, doar că perspectiva poveștii e greșită. E punctul tău de vedere. Lumea asta nu e punct de vedere. Deci da. Eu spun realitatea, nu mai spun punctul de vedere. Spun un singur lucru. Atunci au linie de vedere. Lumea asta nu există dacă nu ești conștient de ea. Deci nu, tu îți alegi lumea. Tu faci. Deci lumea asta nu e anterioară observării tale. Lumea asta apare în observarea ta și dispare din observarea ta. Observarea ta este permanentă. Nu are nicio legătură nici cu spiritul, nici cu mintea, nici cu persoanele pe care și le închipuie mintea și care ce vrei că să le reîncarnări și nu. Ce părere ai de scala Demetrescu și de ceea ce a scris el la 1924? 39. Foarte bună. Deci la momentul în care citeam cărțile alea, erau niște cărți foarte bune pentru mine. Da? Și profețiile de la Celestine, care vorbesc tocmai despre ceea ce a scris. Nu, ar trebui. Nu, nu sunt profeții. E un manuscris descoperit la Machu Picchu. Da, care... multe chestii. Cum au descoperit și tăbițele de la Sinaia și cum au descoperit și pașta de prin grotele. Se pare că nu sunt descoperite sau că nu sunt tăbițe? Fac parte din visos. Nu mi se pare nimic. E un vis comun? Sunt foarte reale. Visul nu face parte sunt foarte din reale. Visul tău? Da. Dar Inception, ați văzut filmul? Inception? Mulțumesc. Am văzut multe goluri. Nu, de ce să mă uit la, filme așa cum apare. Nu, dacă este apare vorba film, de exact despre ceea ce spuneți. Cuvânt cu cuvânt. Mă uit la filmele așa cum apar. Dacă e un film la televizor și îmi place mult la el, dacă nu, nu mă uit. Dar în general nu mă uit decât vreo 10 minute. Nu, este vorba despre vise din vise. Despre minte, dincolo de vise. Că mintea proiectează visul. Nu altcineva. Despre asta e vorba în film. Despre de asta am văzut. Deja a văzut. Dar ăla da, care, văd, ăla că le știe pe toate. Ăla care vede visul, ăla care vede visul nu dispare odată cu visul, pentru că altfel n-ar putea să povestească despre el. Deci ăla care vede visul nu dispare odată cu visul. Ăla care vede viața asta și pe care o crede reală nu dispare odată cu ea. Asta vreau să vă spun în carte. Da? Nu dispare odată cu ea și nu-și dă seama ce s-a întâmplat, dar își dă seama că este mult mai în viață decât era în visul ăsta. Pentru că nu mai e limitat de nicio persoană. Persoana a dispărut. Ați spus la un moment dat că se termină visul, da. Dispare lumea, dispare persoana, si? Dispar personajul, dispare personajul, dispare absolut totul. Atunci, permis să întreb eu ceva. Noi aici, cine în visul cui ne aflăm?
Pentru că dacă ce perspectivă, acum, din ce perspectivă ați fi privești visul meu, ați dispărea toți. Exact. Păi și dacă eu mor și nu dispăresc toți, înseamnă că sunteți în visul altuia. Dar de unde? În visul cui sunteți? În momentul în care aparența moare, da? De unde e visul din care a plecat? E ca și visul pe care îl avem în mod obișnuit. De-aia vă zic ca să nu tratați visele ca pe niște chestii reale. Visele sunt foarte reale. Visele, vise, 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 așa cum le avem în vis, când dormim, da? Încercați să vedeți ce e aia. Pentru că moartea în visul ăsta e una singură. Moartea în visele vis poate să apară de mai multe ori. Și atunci încercați în visul vis să muriți de câte ori puteți ca să vedeți despre ce e vorba. Că în vis, când mori în vis, așa apare imediat un alt vis în care nu mai ești mort. Da? Dar dacă și viața o considerăm un vis al cuiva, care acel vis îi se termină, acel om se trezește într-un alt plan astral sau mai știu eu ce, și din punctul lui de vedere, viața a dispărut, visul a dispărut. Da? Nu mai e nici realitatea aia ca pe noi murim. Aia v-am zis. Dar acum eu întreb asta, că suntem mai... Să vă analizați-vă, la întrebarea asta vă să își răspunde fiecare. Nu poate să răspundă altcineva pentru el, pentru că eu degeaba vă spun ceva ce am văzut eu. Dacă e nu vedeți direct, dacă nu vedeți direct, o să credeți niciodată ceea ce vă spun eu. Dar eu știu că asta e adevărul, pentru că eu l-am văzut. Și de-aia vă spun, nu dați cu piciorul la vis, analizați-l cât de mult puteți și vedeți ce e visul ăla. În visul ăla apar o droaie de chestii, apare o lume, apare ce a rămas când s-a terminat. Da? Și vedeți că visul ăla este foarte real când stăți în el. Este la fel de real ca și ăsta aici, ca și viața asta, doar că atunci când se termină visul ăla, revenind, o să vezi că nu revenind nimic, în momentul care este din nou aici, zice, ăla a fost un vis. Eu vorbesc doar de visul ăsta pe care vorbim în viață. Ce v-am spus? Încercați să înțelegeți realitatea visului și o să vedeți ce realitate are viața asta. Visul ăsta are un miros, îl pot pipăi. Ce observ la visul ăsta? Cum e visul ăsta? Și în vis normal simți. Când sunteți în visul din somn, unde e visul ăsta? Când sunt în visul din somn, sunt în visul meu. Când așa, termină, așa, termină, așa. Termină, și unde e visul? Da, și acolo, Cristi, și acolo e posibil să mai ai persoane lângă tine. Okay. E posibil și acele persoane să fie... Acum întreb eu asta, prin corespondență. Acum, în visul cui suntem? Păi a tuturor celor care suntem aici. Avem un vis comun. Zic eu. Acum să spun. O sun eu acum. Acum o sun și zic că... Păi, ce-i de capul lui? Pentru că de îndrumat eu vă îndrum. Și cărțile mele vă îndrumă. Și alte cărți. Puteți să citiți orice îndrumător, Vedantin sau Advaitic sau... din cale directă, de cale directă, vă îndrumați către același lucru, dar dacă nu descoperiți cu proprii ochi, cum s-ar spune, nu se credeți pe niciunul dintre ei. Și o să puneți DC-urile astea în continuare, care apar ca niște piedici în fața cunoașterii, că DC-ul ăsta e al minții. Eu, vedeți, în realitate, ceea ce sunt, în realitate, ceea ce sunt eu, ființa mea, care e aceeași cu ființa adevăr. Ta, nu are niciun DC și nu are nicio întrebare și nu are nicio relămurire, pentru că nu are cum să aibă așa ceva. Ea știe că este permanentă și fără nicio schimbare. Și nimic nu o influențează. Dar mintea are tot timpul întrebări. Dar ziceți-vă, deci, cine observă mintea tot timpul? Cine observă când există mintea? Și cine observă când nu mai există mintea? Cine observă când există visul? Și cine observă când nu mai există visul? Pentru că nu cred că aveți impresia că ați dispărut o dată cu visul ăsta sau cu viața asta. Sau, da? În somnul profund... Ați dispărut? Păi nu știu, voiam să vă întreb că cartea este despre dincolo de moarte și până acum cred că am discutat mai mult despre vise. Moartea nu este un vis. Moartea este un eveniment al visului. Este un eveniment al visului, al unuia dintre ele. În visul ăsta, moartea este un eveniment al visului ăsta, al stării astea de vechi. În somn, de-aia v-am spus, sunt mai multe morți și poți să mori de nu știu câte ori în visul. Da. Nu prea mori în vis, că atunci când s-a apropiat de moarte, există cam 30. Pentru că atunci se trezește. Ai dorit ca să te împotrivești. Exact, aia se întâmplă. Nu a murit jos în vis.
Încearcă. Păi de ce? Încearcă! Mintea induce frica. Da? Da, încearcă să ți învingi frica asta. Putem încerca în viața asta, să știi. Să în prima? Te test la ambulă pe rând. Vei fi visul tuturor? Încearcă să ți învingi frica asta și o să vezi. Un vis în care să... Da, nu, eu n-am avut. Nu, deci dacă n-ai murit, cu adevărat ești mort. Și dacă ai murit, dacă tot rămâne, că mintea nu mai rămâne. Cum ne spune Marius? Dacă mintea nu mai rămâne, ce rămâne după ce muri? Păi și Marius este tot inginer. Păi da, dar e altfel de inginer. Tot cu fiare. Cine observă mintea? Când ești, când nu e. Cine observă atenția și lipsa ei? Cine observă... ajunge la suflet sau nu ajunge pe loc? Ce-i sufletul? Păi nu știu. E observat? Ce e? E observat și sufletul. De ce? Sufletul e observat. De la care îl observă și știe de existența lui. Cine știe de existența sufletului? Cine îl observă? Tot observatorul, care nu are nicio legătură cu el. Atât timp cât ceva este observat, da? Înseamnă că nu are legătură cu ăla care îl observă. Așa cum chestia asta văzută nu are nicio legătură cu ăla care îl vede. Decât că nu poate să apară separat de vedere. O culoare nu apare separat de vedere, un suflet nu apare separat de observare. Da? Dacă să fie mai plăși și leau. Și până la urmă ce rămâne? Nimic. Neant. Cine observă neantul? Stai că conștiința. Observatorul, ca conștiința, acum cum vrei să-i spui, nu poți să-i spui, e un termen pe care îl folosim, dar de fapt nu, nu te referi la el, poți să-l folosești oricum, pentru că el oricum nu are nicio caracteristică. Deci n-ai ce să înțelegi, pentru că nu are nicio caracteristică. Nu mai faci efortul de a înțelege că nu e nimic de înțeles. Înțelegerea este a minții, mintea nu o să-și înțeleagă niciodată sursa. Deci mintea nu o să-și înțeleagă niciodată izvorul. Hai să devenim demenți. Da? Oricât s-ar chinui, nu se poate niciodată să conceapă, probabil, să conceapă ceea proprie, ce e sus ai. Că niciodată nu va ajunge cunoașterea ta cu cunoașterea mea, nu va ajunge pe aceeași. Adevărul e sau arată altfel la fiecare. De scop? Da, dar cine treabă de scop? Pentru tu ce cine? Toate astea? Pentru ce visele astea? Trebuie să undeva să existe o visele de necătat și unde trebuie să ajungi, nu? Exact. Ați văzut filmul Matrix? Unde ajungi? Și de unde pleci? Ce? Gândiți-vă că e aceeași chestie. Cineva s-a gândit să ne bage într-o rețea, să ne bage câteva variabile, constante, programe, să dea un enter, un program și lasă la liberul arbitru, e același pentru fiecare. Dar suntem mai sus de cine face cineva? Cine suntem? Cine suntem? După aia vedem noi cine facem. În general, scopul, când ne gândim la scopul, înseamnă că este o acțiune pe care o face un personaj. Ceea ce v-am spus și până acum și v-am pus și în carte, arată că nu este niciun personaj și nicio acțiune. E greu de asimilat treaba asta pentru că mintea se pune de-a curmezișul sau cum se spune cu curunuș. Dar în momentul în care ea se liniștește, da, vă dați seama imediat despre ceea ce sunteți. Pentru că ceea ce sunteți este sursa minții. Mintea, orice manifestare mentală, orice manifestare fizică nu există dacă nu este observată. Și ăla care observă nu dispare odată cu ele, pentru că dacă ar dispărea, n-ar avea cine să relateze despre el. Cu toate că pentru a relata chestia asta are nevoie de instrument, care e mintea. Atâta timp cât sunt în somn profund, unde nu există nicio aparență, niciun vis, nicio persoană, nicio lume, nu-i nimic, e neant. Da? Nu există nici instrumentul să pot să relatez ce e acolo. Dar în momentul în care mă trezesc, apare instrumentul, mă trezesc. Atunci apare mintea, pentru că e o stare mentală, instrumentul ăsta relatează ce am văzut eu acolo. Da, am dormit buștean sau n-am văzut nimic. Ca să pot să spun că o cameră este goală, trebuie să fi fost în ea. Dacă n-am fost în camera aia, nu pot să spun că e goală. Așa cum nu pot să spun că în somnul profund n-am văzut nimic dacă n-am fost în ea. Deci eu am existat în aia, doar că existam doar eu fără nimic altceva. Eu nu pot să spun ce sunt eu. Dar ăla care nu dispare niciodată, știi? Ai spus că pot să spun că o cameră este goală doar dacă intru în ea, dar dacă eu intru în ea, camera aia nu mai este goală. De nu, când ai și ieșit ca să spui, că dacă stai în cameră nu mai e goal. Dar cu toate astea știi povestea celor 10 înțelepți care vreau să tracă râul? Să trecut. Vedem că eu știu foarte multe povești și pot să le și inventez. Au trecut râul, dar printr-o volbură așa, da? Și s-a părut că unul dintre ei și-au început să numere. Ăla care număra, tot număra și ieșeau 9. Tot număra și ieșeau 9 și apare unul cu un băgar. Și spune ăsta, domnule, ia număr, domnule, că tot apar 9 aici.
Și nu numără și au și 10, pentru că ăla care număra, nu se număra și pe el. Păi nu mai era înțeles. Păi nu, cred că, da, înțeleptul trebuie să știe matematică, da, neapărat. Nu știu, s-au măsurat cumva sau, eu știu, s-au făcut calcule unui individ care doarme. Nu știu, s-a pus la fel să vadă, în momentul în care visează, se schimbă ceva în energia lui. Absolut, da, da. Înregistrat adică, științific. Da, da. Da. Sunt diferite faze ale somnului. Aici, ceea ce v-am spus, adică până are acum, stări, ceea ce v-am spus până vis acum, frumos, este vorba de cunoaștere coșmar, directă. Cum diferă energia? Așteptați un pic. Nu luăm în discuție energia. Eu ceea ce vă spun acum, eu vă îndrept atenția către cunoașterea directă. Adică ceea ce puteți vedea fiecare dintre voi, fără ajutorul cuiva. Ori în momentul în care sunteți în pat și cineva vă filmează, aia nu-i cunoașterea directă, aia e o cunoaștere indirectă a aluia care filmează. Cunoașterea directă a dumneavoastră este că sunteți în vis și nu mai sunteți acolo. Sunteți într-o altă poate stare. Poate vreau o confirmare a ceea ce... poate medicină bazată pe dovezi? Și ia să vedem ce e confirmarea aia. Ce vedeți pe ecran la telefonul acolo? Pe dumneavoastră arătăm cu lege. Vedem niște culori. Da? Și mintea, că mintea recunoaște despre ce e vorba, proiectează peste culorile alea o persoană și o acțiune și nu știu ce. Dar de fapt nu vede decât niște culori. Auzi niște sunete pe care mintea le face așa și vă face un film foarte real. Ca și la televizor. La televizor, dacă credeți că vedeți vreo persoană, luați-o de gând și scoteți afară în televizor. Vă vedeți decât niște culori. Mintea recunoaște culorile alea, proiectează filmul. Chiar dacă credeți că filmul ăla a fost făcut de altcineva, mintea proiectează filmul pe televizor. Da. O luăm într-o ordine. Dumnezeu există? Da. Asta l-au dispus în fost. Există. În orice creație există cineva care a făcut-o. Deci există Dumnezeu. Pentru că o creație nu poate să apară de la sine. Dacă e să luăm creația în discuție. Există un creator al ei. Cineva a făcut-o, nu? Și noi ce rol avem aici? Pe care și-l asumă fiecare. Fiecare are un rol aici și... Fiecare își asumă un rol, că de-aia jucăm piesa asta, ci nu? Deci suntem creați de Dumnezeu și noi ne asumăm niște roluri. Iată, adică discutăm ca niște persoane, pentru că n-am ajuns la alte cunoaștere. Eu da, dar voi nu, da, există un Dumnezeu. Ok. Ce înseamnă că tu ai ajuns la o cunoaștere și noi nu? Eu știu ce sunt. Mă afară de miniștri. Cine mai este? Hai. Nici. Dar nu eu ăsta cu care ți se pare ție că vorbești. E ăla care e în spatele lui și în spatele visului ăsta, care e același lucru. Deci noi suntem același lucru. E o chestie în care apare visul ăsta și care îl luminează și care îi permite să existe și care îți dă seama că în visul ăsta s-a terminat și apare altul. Da? Și tot așa. Deci o chestie imaterială, fără nicio caracteristică, fără nicio chestie de care te poți agăța ca să poți descrie. Încercăm să descriem niște concepte, de genul observator, conștiință, niște concepte cât mai simple. Dar și astea, în fapt, fiind concepte, sunt la nivel mental. De-aia am zis că mintea niciodată nu se poate să-și descrie sursa sau să o cunoască. Nu are cum. Sursa nu e un obiect. Sursa e sursa obiectelor. Nu e un obiect. E ăla care le observă și din care apar toate obiectele, dar nu este un obiect. Ochiul nu se poate vedea pe el însuși, ca să luăm o metaforă veche folosită de Vedanti. Dar numi o stare, eventual. Nici măcar. Starea dispare. Starea apare și dispare. Dar cine observă starea, observă și apariția ei, și dispariția ei, și schimbarea. Da, da. Și observă și lista stărilor. Da? Ceea ce suntem, observă și lista stărilor. Da. Da. Poți să-i spui cum vrei, poți să-i dai orice termen, până la urmă e același lucru. Nici măcar un lucru nu e. Nu este nimic. Sau... Nici măcar Einstein n-a fost de acord cu fizica cuantică. Nu știți ce spunea? Că el nu poate fi de acord că dacă nu privește luna, ca și observator, luna aia nu mai există. Exact. Și din cauza asta, el până la moarte n-a fost de acord cu fizica cuantică, cu toate că... Dar la final a zis. Hai să nu există fizica cuantică. Deci el n-a fost de acord cu teoria aceasta a observatorului. Că nu există decât prin prisma unei conștiințe care observă. Da. Fizica cuantică s-a demonstrat că funcționează foarte bine, exact acest principiu. E greu de înțeles, dar o folosim că îi merg toate ecuațiile foarte bine. Iar partea asta cu observatorul este, cum spun ei, scheletul lor din deci, există un site pe care l-am făcut,
sau adresa mea de mail pe care puteți să-mi scrieți eu, să citiți întâi cartea. După aia mai discutăm, că sunt niște discuții care, dacă încercați să faceți singur exercițiile din carte, o să vă dați seama că nu-și au rostul. Sunt niște discuții care vă fac să vă învârtiți în jurul păcii.